praznic, provoacă de fiecare dată mai multe răspunsuri decât întrebări, oferindu-ne o anumită împăcare cu noi înșine. Suntem încălziți de credință, îndrumați de voință și susținuți de speranță în planurile de viitor, iar asta ne face mai îndrăzneți, mai dornici, să ducem la bun sfârșit proiectele pe care ni le-am asumat. De la acest adevăr pornește și gândul meu sincer către voi, către toți dâmbovițenii, oriunde v-ați aflat. Trăiți aceste sărbători cu spiritul, bucurați-vă de familie și de oameni dragi, aprindeți o lumânare la înviere și credeți că puteți reuși în tot ceea ce vă propuneți. De fiecare dintre noi depinde să împingem lucrurile în direcția bună, în casa noastră, în satul nostru, în orașul sau județul nostru. Nu ne trebuie decât dorință, putere și răbdarea de a face fiecare pas la timpul lui. Sărbători pascale fericite!